Margareta, custodele Coroanei României, găzduiește o seară regală în onoarea corpului diplomatic. Colega mea, Camelia Cichi, este și la Palatul Regal, în sala tronului. Camelia, bun găsit! Ce se întâmplă acum acolo? Înțeleg că este un eveniment organizat anual. Până la urmă, cred că legătura o dau aici, în această cameră. Bună seara, Camelia! Bună seara, așa este. Este primul eveniment public la care participă Alteța sa, Principesa Moștenitoare Margareta, de când s-a îmbolnăvit regele Mihai. Este seara anuală dedicată corpului diplomatic la București. Sunt aici majoritatea ambasadorilor străini acreditați la București, nunțiul apostolic care este decanul corpului diplomatic și ministrul de externe Teodor Meleșcanu. Au venit să o susțină, să fie alături de custodele coroanei și trei dintre surorile Alteței sale regale. Este vorba de Principesa Sofia, Principesa Maria și Principesa Elena. Așa cum ai spus și tu, Radu, această seară are o vechime de 150 de ani. Acum este intonat imnul României. În urmă cu 150 de ani, în decembrie 1866, Principele Carol I a primit primii trimiși diplomatici străini din capitala țării, denumiți pe atunci miniștri plenipotențiari. În timpul lungii domniei a lui Carol I s-au deschis la București și primele legații, apoi ambasade, reprezentând majoritatea țărilor importante din secolul al XIX-lea. În acest moment putem auzi, se intonează și imnul regal. Diplomația a fost întotdeauna una dintre acțiunile principale ale familiei regale. Ea n-a fost întreruptă nici măcar atunci când regele Mihai era în exil. Chiar și atunci, majestatea sa s-a întâlnit cu ambasadorii străini pe care îi cunoștea. Regele Mihai a reluat aceste întâlniri tradiționale cu ambasadorii străini începând cu 1997. Este important să-ți spun, Radu, că ne aflăm în sala tronului a Palatului Regal de pe Calea Victoriei, unde au avut loc majoritatea seriilor dedicate corpului diplomatic atunci când regele Mihai se afla pe tron, dar și pe vremea lui Carol al II-lea. Aș mai vrea să-ți dau și o veste, pentru că tu ai vorbit despre vacanță. Din păcate, din cauza stării fragile de sănătate a regelui Mihai, a fost anulată călătoria tradițională pe care o face familia regală cu trenul regal de 1 decembrie. Cam acestea sunt informațiile de aici, din sala tronului.